Ia uitați, fraților, doamna Anca desface Zic, bradul. Ha? Zic, că acum am venit să dai globurile jos, da, brad. Ia uite, da, veni să dau globurile jos, să o ajut. Dar eu nu știu cum să le dau jos, că trebuie mai aruc. Aia nu, că e încurcată. Este încurcată. Nu, vezi, deja gata, uite. Au dispărut sărbătorile, da, uite, de prima dată trebuie dată. Aduce, ia uite aici. E cu nașa Costina. De aici, doamna Anca, vedeți, ia uite și am adus lui doamna Anca cozonac, că ei nu i-am adus niciodată. Da, am mâncat de asta, așa de obicei nu-mi plăcea cozonac, mâncam doar ce eram alea. Da, da. Mâncam, dar nu mâncam. Da, da, asta este foarte bun și sper că v-a plăcut. O să vă aducem și cu rahat, ia uite ce frumos. Bestial. Este foarte bun, mulțumesc. Da, ați văzut că eu v-am promis că vă aduc un cozonac, vi l-am adus. Eu mă țin de promisiune. Tu n-aș ce spui? Nimic? A câta oară e când vorbești cu doamna Anca? Prima sau a doua oară? Ai mai vorbit cu ea, dar nu filmare. Da. Nu știi că mai fost doamna Anca. Știu, știu. Am mai doamne, cu da, pe acum a avut și ea liber. Nu trebuie. Ieri astăzi au sedit de vreo, dar și nu au sedit gai niciun. Așa, nu. Păi da, așa un pic de aparență. Vezi ce bucătărie aceea călduroasă, că e prima dată când o vezi, tu ai văzut ce ai văzut pe filmare. Mm-hmm. Bă, dar tot îmi zicea lumea că am pus mobila asta cu curul în sus. Bă, fraților, haideți să vedem și eu, vă întreb și eu. Ce încurcă dacă se desface ușa așa sau dacă se desfăcea invers, de aici în sus? Cu ce încurcă lucrul ăsta? Ia, spuneți-mi și mie că vă arăt aici, sunt eu acum. Nu, că trebuia ăsta întors invers ca să desfacă ușile de aici în sus. Păi dacă se desfacă așa, care e problema? Ce strică? Ce strică? De-aia nu stă cana aceea. Lasă, mai vedem, nu e terminat așa. Doamne, mâncați așa tălpile tale. Mai vedem ce mai trebuie. Iar vota, la fel, păi uitați-vă că acum o vedeți mai bine vota. Eu că dau cu capul în ea când pun oala. Oricum trage. Deci nu e la cât spuneți voi că este la 70 la... După aia mai vedem afară, vedem, face de afară, spate. Că acum cât e iarna, stai aici la căldură și la vară ieși afară. Așa miroase și la apartament. Ce, la mine nu miroase? Uite să spună Costina, ia când face mâncare și tot la fel. Nu am geam, eu am o cămăruță mică. La noi nu e. Și iasă din bucătărie și iasă pe geam afară. Dar e unde e cămara și cu aragazul cu hot, acolo nu e geam. Nu e geam. E o încăpere așa făcută, zidită, de cum au făcut ăștia blocurile. Și ea acolo gătește. Vezi, dar partea aia, eu în bucătăria mare gâteam și cu ușa deschise. Nu stăteam cu ușa deschise niciodată. Știm că ne uitam. Nu mă mai, nu puteam. Buceau acolo, eu de aia. Mă simțeam mai bine cu ușa deschise. Și cât era de mare? Da, mare și înaltă. Da, și de aia și se pierde căldura, mă, scuze-mă. Păi, și de aia nu sunt învățată și la mine când erau la Pitești, tot așa, simțeam un mosul. Când era de aia mare, deschideam, nu puteam să stau așa. Și la sus, la etaj. Nu ieși afară, când ieși afară, nu ieși afară. Ieși în lumea ta. Da. Am învățat de ca la curtea, că vrea să ieși în curte, să le vedeți, grețe la ecologici. Ca la bloc. La bloc ești între patru pereți. Nu e ca la casă. Bă, da, chiar că arată frumos. Îi faci ce faci și ești afară. Da. Dar la bloc e unde ești, pe casa scării. Aia e diferența între bloc și o casă. Casă și unde e mai bine? La casă. Normal că la casă îți faci mai multe decât ca la bloc. Da. La bloc noi avem bucătăria mică, nu e chiar așa de mare, ce are 2 pe 3. Cam mobila fix 2 metri, din perete în perete, 2 metri are. Nu ca asta atâta de lungă, cum am făcut-o noi pe asta. Păi cine trebuie mai mare? Lasă că poate aveți ocazia într-o zi să veniți pe la noi să vedeți cum avem noi. Când veniți prin oraș. Și suntem acasă, veniți la o cafea și vedeți cum avem noi bucătăria noastră, vedeți cât e de mică. Dar vine
Căldură avem. Căldură avem, de nu putem să... De avem centrala chiar lângă bloc. Centrala orașului, adică a blocurilor noastre, că nu e a orașului. Noi avem centrală separată, da. Doar blocurile noastre. Toți au căldură, toți. La noi nu există căldură. Da, nu, la noi nu. Ce avem căldură ca la refuz. Mă, ține mușa aia, că părul de finiciu, că te-ai dai părbat. Mă, ține mușa aia. 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 Nu mai stai la loc. Ia nu așa cu tot așa. Păi nu stai acum aici. Mi-am dat eu. Mulțumim frumos acum. Că nu că mi-ai luat. Dar pare, pare. Dar ai luat-o. Bă, tate, nu ții nima mai. Pară mi de psuită. Vita n-ai zic gratul de prima dată. Să ia moșul ăsta. Stai așa, unde e fratele tău Ion Mitrec? Că îl cheamă Ion. Ia uite, uite ce am făcut, am tăiat din el, ți-a lăsat Ion. Ia gustă! Ia nebune! O odă bună avem aici, s-a lăsat Dumnezeu cu sătele pe cap și a rămas nebun. Să stăpânești pradicul, să-mi pui toți anii. Doamne ajută! La mașină, hai banul, ia-i! Da, mașină, n-am nimic, prieten! Să ții voi care an! Sfânta Maria, Maica Domnului și Sfântul Ion de Iria. Doamne ajută să trăiască, Doamne ajută să trăiască! Hai unul de Sfântă Maria, unul de Sfântul Ion care te-a sculat cu mine! Și lasă să trebuie ăștia, vorbește cu Dumnezeu și cu Maica Domnului! Ia pune și un bar de țuică ca să vorbești, hai! Și asta-i cinișoara, bem din cinișoara care s-a mutat pradicul țară. De la noi se anunță cu cinișoara. Asta e cinișoara, prieteni, să trăiți la mulți ani, Doamne ajută! La mulți ani, Doamne ajută! De la noastră, de la noastră! De la noastră, de la noastră! Dă-și tu, mă, zici și pune ăsta! Nu-ți ia din ăla! Și care-i ăsta? Ia, ia, vezi prima dată! Ia la ce avem noi acasă, Mateus ăla! Da, uite! Ia uite, nana, ce e aici, ia uite! Ia uite! Nu mai paparazzi aici. Eu te l-am primit cu două. Ia. Lasă că am teamă cu Ion. Ai nebunia cu Ion. Cu Ion din Leau. Ia zi-i tortul lui Ion din Leau. Eu iau eu. Cine e șeful? Patroana, trebuie să acum să iei din toată mâncarea. A, crezi că e, uite aici, tăiat. Știu, știu, doamna asta, știu. Bine, și-a mea personal. Hai locul, locul, încet, da, încet, 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 așa, încet, încet. Apă cu măcelar, că vă dau afară, ce caută aici? Bă, cine-a pus ei? Nu, trebuie să puste și din asta. Bă, să dați afară. Nu, 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 patronul. Nu, 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 mă, furculiță în mână. Unde nu, furculiță, bă, lăsa. Da, pune-te, bă, tot eu sunt lângă patroana. Nu, 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 așa, dă-mi din coata aia. Ia, ține și tu, ță. Uite-mă,
Spune și mie. Dă Marie, ne duc, te iau de aici. Lasă-mă, puneți în parul, patroana. Hai să iei, sunt gata. Hai, n-aș. O stelă, o stelă, o stelă. Dă duci în beci. Da, da. Îi dă-te... Îi dă-te doamna Stela din beci. Le-am din salată, n-aș. Lo, lo, lo. Lo și din sarmale. Ăsta din salată. Are și la picat. Îmi dai mie altă furcuți decât de eu, patroana. Băi, și dai, dai și ardii. Așa e, dar toate, tot ce vreau. Dai-te. Am dat margă de mahat, din pâine. Dai din pâine. Și din asta stai, patroana. Nu, nu, și din asta, uite, și din asta. De tot ce pranic, o noroc, la mulți ani să-ți pui. La mulți ani, numai bine. Și cu nasul Marian lângă noi, și cu Stela, și cu Luci, cu Puturița. Cu toată lumea. Doamne ajută. Cu toți copiii mei. Leu, să-ți dea Dumnezeu toată sănătatea din lume. Să fii sănătos și să te țină Dumnezeu lângă noi aici. Vreau sănătate. Ia la Stela, Ia. Nu că eu îmi ții, că nu-mi pune de la. Aveam să stat la masă să mai puținiști tot fiecare numai. Hai, puteți să-i... Deci, fetele, ne pare rău că n-au venit invitații noștri, oameni... Deci îmi pare rău că n-au venit, luați și sărbiți, luați și mâncați. Că e bine de seară, nu-i problemă. Da. Ce? Nu mă știu, am ucis și doamna Becel, ca ce vreau, nu ce să-i suri.